Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, ăsta se numește One Hand Clapping și e vorba despre un joc care se joacă cu vocea. Da, dacă ați mai auzit așa ceva și s-ar putea ca pe fundal să mă auziți într-un fel de eco uneori, din cauza că jocul îmi captează vocea, dar e un joculeț gratuit, dacă vreți să vă jucați și voi, o să vă lăs un link în descriere către pagina lui de Itch.io, știți că noi ne mai jucăm joculețe indie de pe Itch.io ocazional, și mi s-a părut foarte interesantă ideea, știi, adică n-am mai văzut un joc pe care să-l controlezi, adică să ai nevoie de vocea ta să cânți pentru a putea să treci nivelul. Nu știu cine sunt ăștia, habar n-am, jocul are și oarecare poveste la mijloc, dar da, astăzi veți afla talentul meu secret de cântăreț născut. Bine, glumesc bineînțeles pentru că nu am absolut nicio voce de cântat, dar va trebui să cântăm cât de cât pentru a trece mai departe. Și acum noi o să trebuiască să vorbim, ia stai așa, deci ăsta e caracterul nostru, ceva de genul ăsta arată caracterul și... trebuie să-mi recalibrez ăsta, ia stați așa, ia să vedem. Trebuie să faci chestia asta pentru că astfel el știe care e cea mai joasă notă pe care o poți atinge sau ceva de genul ăsta. După care va trebui să te ajuți de chestia asta după aia să începi să cânți. Și aici observați acest boschete. Când eu nu mai vorbesc deloc, el coboară, ia fiți atenți. Când eu vorbesc, el se ridică, da? Ia. Și acum, ia. Haide, ridică-te, boschetule! Aoleu, băi, e amuzant că se controlează cumva după vocea mea, știi? Adică, ia. Boschetule, ridică-te! Și orice cuvânt aș spune se ridică, dar nu se ridică cât ai tu nevoie și trebuie să încep să cânți ca să se ridice cât ai tu nevoie. Ia. Ridică-te, boschetule, ridică-te în sus. Ridică-te. Trebuie să cânt și mai mult de atât. Haide, bă, ridică-te, bă, ridică-te, nebunule. Gata, aoleu, doamne. Doamne, sper că vă place acest concert. Mamă, frate, dar care-i povestea din jocul ăsta? Eu sunt foarte curios de chestia asta pentru că într-un fel e creepy, uitați-vă puțin, sunt niște oameni care sunt cumva prinși, noi emanăm lumină, dar ei au, ei sunt în întuneric, observați, sunt oameni întunericului, numai noi suntem așa cu o culoare deschisă și emanăm lumină. Bun, ia să vedem. Haide, ridicați-vă, boscheților! Nu, trebuie să cânt, cred, cu o notă mai mare. Haide, ridicați-vă! Ok? Boscheților! Gata. Bă, nu știu dacă sunt boscheți sau nu, dar după cum observați, cu puterea muzicii, fie ea o muzică foarte, foarte aiurea, reușești să treci nivelul. Interesant. Bă, trebuie să recunoașteți că e interesantă ideea. Ia, trebuie să vorbesc. Haideți împreunați-vă. Bă, nu știu să cânt, frate. Hai că a mers, a mers. Oh my god. Doamne ferește, nu credeam vreodată că am să cânt într-un joc ca să pot să trec nivelul, dar iată, în acest joc trebuie să cânt și eu cred că o să mai fac eu, că am văzut că funcționează destul de bine. Cumva jocul cere notele respective, știi, adică gen să, tu să atingi unele note mai înalte ca să poți să te ridici mai sus. Și, na... jocul în sine nu e complex sau complicat, știi, dar faptul că trebuie să-l controlezi cu vocea cântând, asta-l face unic. Bine, mai sunt, cred că am mai auzit de unele jocuri care tot așa trebuie controlate cu vocea, dar nu erau genul ăsta de joc. Și am ieșit din întuneric, era un fel de oraș ceva, din ce am văzut. Cine e ăsta? Alo? Nu uitați să apăsați și voi butonașul ăla de like, să strângeți și noi vreo 5.000 de like-uri dacă vă place acest... Aoleu, trebuie să cânt! Trebuie să cânt notele alea ce le vrea ăsta ca să trec. Cântăm la o notă. Oh, a mers. Oh my god, doamne ferește. Bă, nu râdeți mă de mine, că vă văd deja în comentarii ce râdeți de mine. Nu mai râdeți de mine, da? Ați înțeles? Și să vedem noi. Asta îți facem un munte în funcție de cum și trebuie să ajungi acolo sus. Stai, merge? LOL! Stai, vreau să resetez ăsta. Trebuie să faci ceva ca să crească mai lin. Ok, asta ar trebui să fie bine? Nu, nu e bine.
Frate, jocul ăsta este destul de greu și nu știu ce să fac să trec. Ok, asta ar trebui să fie ok, sper. Haide, hai că a mers, cred, sper. Hai mă, frate, a mers. Oh, iarăși mă pune să fac aceeași chestie, nu pot. Stai. Trebuie să trecem peste piatra. De fiecare dată când vorbesc și e ceva gen un P sau ceva, se face cât un munte de ăsta așa mare. Bă, merge mai bine dacă fac doar chestia asta din gură așa, decât dacă încerc să zic cuvinte. Dacă încerc să zic cuvinte, ați văzut și voi ce se întâmplă, se fac spike-urile alea, uite. Dacă încerc să zic cuvinte, se fac spike-urile astea așa și peste asta n-ai cum să treci. Deci noi practic acum trebuie să trecem peste munții ăștia. Ok, hai să vedem dacă funcționează. S-ar putea să meargă. S-ar putea să meargă. Ok, vreau toată lumea în comentarii să scrie Max, cea mai bună voce. Cea mai bună voce din 2020. Clar, de departe. Oh, Doamne, iarăși mă pune să cânt. Frate, jocul ăsta vrea să mă chinuie. Deci jocul ăsta vrea să mă chinui neapărat. Stai, ce? Hai că am mers. A trebuit să ating toate notele. Sper să fie în regulă și să nu pice astea cu mine. Aoleu, trebuie să fac ce a făcut el acum. Trebuie să fiu cumva între. Nu i-a plăcut. Bineînțeles că nu i-a plăcut. Ia. Mult noroc. A mers? No. Cum aș putea eu să ajung acolo sus? Ca note. Ha mă că asta a mers, a fost mai bine. Ai, a plăcut. I-a plăcut la prietenul ăsta al nostru. Nu știu exact ce vrea. Vrea să ne învețe să cântăm. Ați înțeles voi? Deci vrea să ne învețe să cântăm. Probabil asta este menirea lui. Dar... La ce e, un fel de checkpoint sau ceva? Habar n-am. Păi interesantă aventura asta a noastră, n-am ce zice. Este destul de interesantă. Unde intrăm acum? Printre stele, nici nu mai văd pământ. Nici nu mai văd pământul măcar. Oh. Trebuie să zic cumva ăsta să ajungă pe cercul ăla, vedeți? Și să nimeresc nota. Bă, nu reușesc să țin noi acolo, uite, vezi? Asta a fost. Oh my god. Bă, nu știu, dacă aveți voce, clar o să fie mult mai simplu pentru voi acest joc, pentru că voi o să reușiți să nimeriți notele mult mai ușor decât mine. Corect? Dar eu nu am voce de cântat. Asta am prins-o și următoarea. Următoarea... Aie. Oalei, Doamne, cum a fost asta? Vin ceva de genul ăsta și facem... Asta am putut doar să vorbesc la ea și a fost ok. Bă, mă aud pe fundal pe mine. Asta e super, super creepy și ciudat. Asta am făcut-o. Hai, următoarea. Următoarea. Holy shit. Știu, încă una. Toate trei făcute. Asta e oficial cel mai ciudat joc pe care l-am jucat până acum, cred. Ce? E un norișor, cred, sau ceva? Stai, ce? Trebuie să le lipesc între ele? Aha, da, trebuie să le lipești între ele cumva. Interesant. Ok, încă două. No, e prea sus. Aia e bine, și încă unul. Oh my god, Doamne, oricum te distrezi cântând, încercând să cânti cel puțin. Băi, uite-mă,
că m-am prins să, cumva să încerc să nimeresc notele astea pe care le nimerește el și să încerc să fac exact ca el. Asta e tare. Asta e chiar tare. Ok, un mare soare acolo pe fundal. Bă, gândiți-vă că e gratis, știi? Adică cineva l-a făcut și a fost gratuit. Când n-am plătit niciun ban. Bă, că îl luminează... A, el cântă la soare acum, am înțeles. Oh, what the fuck, trebuie să cânt și eu. Ce, trebuie să-l imit pe el? N-a nicio șansă, frate. Ce-mi place cântecul ăsta, ce-mi place foarte tare. Poate într-o notă muzicală, abar n-am. One hand clapping. One hand clapping, adică să aplauzi cu o singură mână. Cum vine asta? Încerc să aplaud cu... nu prea merge. Dar da, ăsta a fost joculețul. Aparent. Încă mă aud pe fundal când vorbesc, ceea ce... Din nou, extrem de ciudat, dar super tare jocul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ce se întâmplă acolo jos? Eu dacă vorbesc, eu dacă cânt acum... Nu, nu se întâmplă nimic dacă cânt acum. Da, bă, dacă vreți să mai încercăm joculețe indie, v-am zis, spuneți-mi în comentarii, sunt o grămadă, o grămadă de jocuri indie pe care noi le putem încerca. Dă-mă, uite, alea se învârt mai repede când vorbesc eu. Ce tare e făcut jocul! Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!